Bună ziua, eu sunt Bogdan și avem un nou episod din lumea noastră de Survival Alone. Ștefane ți-a zis că intri mai târziu. Astăzi avem cu noi un invitat special, Ștefan. Eu. Da, bravo. Și este 10 dimineața. Da, cred că am și eu un ceas. Și nu, nu este somn, da, dar eu sunt nevoie de altcândva. Mă rog. Ok. Deci... Bun, deci ieri am rămas să facem mina. Cum făceam mina. Da, v-am arătat ieri. Și astăzi mi-am propus cu Ștefan. Ce zici, Ștefan? A zis bărbă. Mă rog, astăzi mi-am propus cu el și cu mine să vorbim despre școală. Da. Deci, ia zi, Ștefane, despre ce am zis noi că vorbim azi? Despre școală. Da, și mai exact despre ce de la școală? Despre română. Nope. Despre matematică, cum că tu nu ți-ai făcut matematică, tema la matematică, chiar dacă noi avem mâine. Ba da, mi-am făcut-o. Mi-am Dar făcut-o mama. Școală, ha, ha, ha. Deci... Ba da, astăzi vin. Ha! Da, mă, da, vin. Astăzi avem matematică. Știu. Și astăzi eu o să stau un ore degeaba. Pe degeaba. Păi tu poți să scrii? Nope. Cum nu poți? Păi cum să scriu, mă, cu mâna în gips? Ia zi. Inteligentule. Păi, da, mână. Nu, nu am o altă mână cu care să pot să scriu. Păi... Pentru că nu am două de dreapta. Păi tu nu... Tu nu te-ai julit la stânga? Nope. Și nu sunt julit. Am o întorsă. Tot aia. Tot aia-i măta. Suntem biologici, sau cum se zice. Mă rog. Am văzut că s-a auzit foarte nasul chestia asta. Da, știu că am apropiat microfonul de gura mea. Sunt la strâns de căul, Duda, Duda. Și după episodul ăsta să mai apară ceva, Odi Duda Day. Mai exact, Annihilation, Duda, Duda. Și am mai găsit și fier lângă coul ăsta, cât am avut eu 50 de stacuri. 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 Pac, și despre ce mai vorbim noi astăzi? Despre matematică. Adică? Că tu iarăși nu ți-ai făcut tema. Eter mi-a făcut Buda. Wait, mi-ai stai bă că ăsta pleacă fără mine, adică... Ștefan se joacă Annihilation. Dacă vă interesează, ceea ce nu cred, el se joacă Annihilation. Ok, go, go, wait, me bitch. Fuck. Și are Ștefan niște hack-uri, care le-am și eu, dar nu vreau să le instalez. Ba da, chiar tu ai zis că ai kill aura și dai damage de la 13 blocuri. Aura, ați auzit? A zis de kill aura. Cuvântul meu preferat. Kilaura? Nu este. Poate. Stai, bă, ca să duce foarte. Pentru că din seria filmului și pentru că poate. Iată flight. Uite la toată mapa. Ce? Puteți să zburați? Deci stai, bă, sneaky, bă, deci stai, sneaky. Bă, n-avem nevoie, bă, de sneaker real aici. Eu am sprint. Și eu la fel. Auzi, mă, dar pe mine când am intrat cu hack-ul, mă dădea în spate. E bine, ai zis tuturor oamenilor că ai hack. Că să grifăm acest perete, pentru că nimeni nu are nevoie de pereți. Da, o să intru și eu cu Ștefan pe Annihilation și o să-mi bag și eu hack-ul doar așa de... Pentru că așa vreau eu. Și o să mai fac un video cu... Băi, Ștefanie. Și o să mai fac un video că cum să instalați X-Ray-ul și celelalte moduri nu sunt opționale, mă rog. Celelalte moduri de la X-Ray. Redstone. Dar pot să spar cu o sără piatră. Ia să vrem. De ce? Mă rog. Tot trebuie să ne facem unul de piatră. De fier. Fer. Și Ștefane,
despre ororile de la școală, nu? Nu. Ba da. Păi, ororile de la școală, cu care să începem? Stai. Băiețel, vrei un 3? Acei profi foarte răi, care mereu vor să-ți dea câte un 3, să-ți Bă, bage câte un 3. Ideea asta proastă, fuck, te ură teammate-ul! Frate, o secundă. Ștefanie, îți închid. Vorbește mai încet. Ia, bă. N-am găsit săbiuța cu Fire Aspect. Jucați Annihilation, ieși acasă. Mă dă. Du-te, frate, joacă-te singură. Eu nu pot, filmez. Tu zici și tu că tu, nu știu, pleci. Du-te, frate, ce hacker. Da, tu vorbeai. Bă, te rog frumos să-ți controlez vorbele, pentru că nu am chef ca fanii mei 5. Stai, leacă, că sunt un telefon, bărbă un pic. Iar bărbă. Ștefan are boală pe cuvântul bărbă. Îl folosește atât de des. Adică, îl folosește extrem de des. Și l-a lovit trenul. Numai asta zice. Bă, dar eu sunt pe normal. E bine. A, cred că m-am spus în episodul trecut de chestia cu creeperul de afară. Da. Așa, bun. Am mai niște call, ia să vedem câte FPS-uri avem. Bine, 50. Și poate vă întrebați de ce fac de 2 și nu de 3, pentru că mina o să fie extrem de lungă și de treflă. Și pentru că din seria filmelor. Pac. Ne-am întorță. Și acum se sparge. Se sparge. Pac. Și acum ultimul turn de copul îi rostim pe altă mină. S-a găsit mult redstone, fier și coal. Vedeți de ce? Bun. Asta e una, asta e a doua. Da, orele de la școală, băiețel, vrei un 3? Da, mereu, nu... Nu. Da, ci că sună un telefon și ai venit plin de mâncare în gură, mă rog. Acei profesori nesimțiți. N-ai cum să vedeți asta. Bă, vezi că nu te înțelegi și te rog frumos, controlează-ți vorbele. Cu băgameș. Și cu ce vorbești tu mai des? Bă, te rog frumos, tu acum ești pe YouTube. Acum nu mai ești cu Mișu. Și cine mă vede, mă, cine? YouTube-ul. Da, mă vede mașina. Da, mă, dacă ea detectează. Și o să dau un subscribe. Tu n-ai canal ăla. Iară vreau, mă, PewDiePie, promovare. Da, bă, mi-a zis, bă. Ce ai, bă, bă, frate, atâta, bă. Deci, mă nebunește la cap, frate. Promovare, că vă dau nu știu câți bani și că... Ce iar mi-a dat, mă, mesaj PewDiePie că vrea promovare. Lasă-mă, PewDie. Stai că trebuie să-i scriu ceva. Cât de tare ești, să dai ce succesul la spun la Iglesia Cud. Încestul cu Iron, nimic. Bă, tu știi ce am zis, nu mă dă acum? Sunt trei căuri. Știi ce am zis eu, nu mă dă acum? Să ne lase, pentru că eu am treabă și tu ești plecat. Dar de ce nu-mi implici pe mine? Poate că eu acum fac multe alte chestii, ca și cum mănânc. Păi, ți-am zis că mănânci? Ți-am zis că mănânci? Și bineînțeles că am uitat să pornesc timerul din nou. Păi, pentru că acolo este redstone. Facem și noi episodul ăsta, finalul, și o să mai revenim cu un episod cât de curând. Păi, bun, cam atât. Uite, vreți să facem ăsta cu spatele, cu spatele. Bum, țic, țic, bum, bum, țic, țic, bum, bum. Pam, pam. Bun, cam atât a fost și pentru episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like, un coment, un subscribe și ne vedem data viitoare. Vă pup pe Jean de la Craiova. La revedere!